Istoriile găsite. Comunismul și nazismul. Lecția de istorie. Comunismul a fost un regim politic totalitar de extremă stânga. A fost instaurat pentru prima dată în Rusia la sfârșitul anului 1917. Sub conducerea lui Vladimir Ilici Lenin, comuniștii au preluat puterea pe fondul greutăților provocate de război, promițând încheierea acestuia și soluții pentru ieșirea din criză. Familia țarului Nicolae al II-lea a fost asasinată. Numele statului a fost schimbat în Uniunea Sovietică, iar mai târziu în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Din 1922, funcția de secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a revenit lui Iosif Visarionovici Dugașvili, supranumit Stalin, care a instituit treptat o dictatură personală. S-a trecut la industrializare forțată, centralizare economică și o planificare pe 5 ani, numită cincinal. În agricultură a fost realizată colectivizarea, țăranii fiind obligați să se asocieze în gospodării agricole colective. Peste 10 milioane de oameni au murit în perioada interbelică în Uniunea Sovietică din cauza foametei, a execuțiilor și a deportărilor. Comunismul sovietic s-a caracterizat prin teroare, execuții și procese publice, deportări, lagăre de muncă forțată, cenzură, poliție politică, cultul personalității lui Stalin, căruia îi erau atribuite calități supraomenești, și dictatura proletariatului. Nazismul. După primul război mondial, în Germania a fost instaurat un regim democratic prin Republica de la Weimar în 1919. Problemele generate de criza economică, declanșată în 1929, au determinat instalarea la putere, în 1933, a lui Adolf Hitler și a Partidului Național Socialist al Muncitorilor din Germania, prescurtat Partidul Nazist. Hitler a instaurat un regim totalitar, bazat pe Partidul Unic și pe cenzură. A fost menținută proprietatea privată asupra mijlocelor de producție, dar sub un control strict al statului. Proclamat Führer, conducător, Hitler promitea revanșa pentru pierderile suferite în urma primului război mondial și renașterea Germaniei ca putere mondială. Prin politica sa, regimul nazist și liderul său absolut, Adolf Hitler, au declanșat al doilea război mondial. Nazismul s-a caracterizat prin doctrină rasistă, potrivit căreia Germania era o rasă superioară, antisemitism, ura față de evrei, poliție politică, cenzură, teroare și partid unic.